Relația Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, NATO, cu Rusia se situează în punctul cel mai de jos de la sfârșitul războiului rece, Moscova devenind din ce în ce mai agresivă pe plan extern și tot mai represivă pe plan intern. Declarația îi aparține secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg. NATO a decis atunci să demareze un proces de adaptare pentru a-și îmbunătăți răspunsul la provocări, precum agresivitatea Rusiei, atacurile cibernetice și schimbările climatice, poziționând clar China drept o amenințare la securitatea sa. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Roxana Cioacă și astăzi vorbim despre NATO, dar și despre cele mai fierbinți și tensionate puncte de pe mapa mond. Alături de mine, în studioul DUTO TV, se află astăzi Maria Zidaru. Bună seara și bine ați venit în platoul echidistant. Bine v-am găsit. De ce vorbim despre o relație tensionată între Rusia și NATO și iată o declarație cum că se află în punctul cel mai de jos de la războiul rece? Eu a zice nimic nou sub soare. E un fel de război al declarațiilor. Mai declară Stoltenberg câte ceva, mai răspunde Lavrov de partea cealaltă cu altceva, mai vedem câte un avion, două NATO care survolează granițele rusești, mai vedem câte un avion rusesc care survolează granițele NATO. Deci, ca să zic așa, e un fel de atmosferă de război rece care nu s-a schimbat prea mult. Deci cel mai critic moment a fost cel din primăvară cu Ucraina. Acum lucrurile s-au mai calmat. Deja am intrat într-o logică, ca să zic așa, de tip război rece. Deși multă lume nu e de acord cu termenul, eu cred că totuși suntem într-un fel de război rece. Nu știm unde se va ajunge. Vedem tot felul de declarații belicoase. Am văzut una lui Zelensky mai acum vreo 2-3 săptămâni, cum că e posibil un război între Rusia și Ucraina. O fi, dar eu mă cam îndoiesc. Totuși cred că Putin e un actor rațional. Nu marșează pe ideea războiului cu orice preț, atâta timp cât poate obține prin alte mijloace rezultatele pe care le așteaptă. Pe de altă parte, Rusia într-adevăr menține niște conflicte înghețate, ba calde, cum este ăsta din Ucraina, din Donbass, care când îl îngheață, când îl dezgheață. Mai sunt cele din Caucaz, care iarăși sunt când înghețate, când dezghețate, vezi Armenia, Azerbaijan, Georgia acum câțiva ani, în 2008. Deocamdată, ca să zic așa, agenda publică este că principala îngrijorare a, ca să zic așa, sponsorului Alianței, principalului comandant al Alianței, Statele Unite, este și va rămâne încă pentru mult timp Republica Populară Chineză și situația din zona Pacificului. Bine, cu apendicele său, Coreea, care în ultima lună a testat câteva rachete, se spune, performante. Folosesc, bineînțeles, tehnologia rusească veche, pe care au mai îmbunătățit-o, dar încă nu-i destul de îmbunătățită ca să facă concurență, să spunem, noilor rachete rusești, Avangard, Zircon, Kinjal și așa mai departe, cu care Rusia a venit în ultima perioadă să-și doteze atât flota cât și aviația militară. Rusia a făcut investiții majore în ajutata flota și aviația militară, da, așa cum spuneți. A făcut. De ce? Bine, ce nu este. Rusia suferă de sindromul încercuirii, vedeți dumneavoastră. E o lege a firii, a relațiilor internaționale. Cu cât presupusul adversar înaintează mai mult spre granițele ei, cu atât ea se simte amenințată. Și atunci ce face? Se înarmează. Așa. La fel, țările din jurul ei se simt amenințate de înarmare. Și uite, corect, așa ajungem într-un fel de grivei care se aleargă după coadă și nu ne mai oprim din toată povestea asta. Bun, există foarte multe variante și variante la ceea ce ar putea să urmeze. Unii spun că totuși Statele Unite ar trebui să menajeze Rusia pentru că are de dus un război
cu ghilimele de rigoare, cu anul este război rece cu Republica Populară Chineză și nu se știe dacă Rusia la un moment dat, simțindu-se și amenințată de mișcările Chinei, n-ar putea deveni un aliat prețios al Statelor Unite și al NATO. Exact. Deci, cum a zis Palmerston acum 150 de ani, we have no eternal allies and no perpetual enemy. Our interests are eternal and perpetual and that is our duty to follow. Deci nu avem nici dușman perpetui, nici prieten perpetui. Deci dușmanul de azi poate să fie prietenul de mâine, exact, prietenul și de mâine. Invers, prietenul de azi. Interesul așa. Nostru comun este? Este să, interesul nostru este unul singur și trebuie să-l urmăm. Da? Deci trebuie să ne urmăm interesele, indiferent cine sunt sau ce intenții au ceilalți. Asta trebuie să facă o mare putere. Este un, dacă vreți, un numai algoritm. Este un postulat pe care orice mare putere îl urmează. Deci numai interesele ne interesează și nu neapărat cine e dușmanul de azi sau prietenul de mâine. Asta revenind la NATO, întrebat despre posibilitatea extinderii NATO cu țări precum Georgia sau Ucraina, un lucru respins de Moscova, Stoltenberg a afirmat că aderarea la NATO reprezintă o decizie suverană a fiecărei națiuni. Exact. Cum e cu această declarație? Adică respinge sau acceptă ideea de a mai adera? Nu, o lasă, cum se zice, în aer. În aer, exact. Pentru că acolo sunt vreo aproape 30 de națiuni care... Deci atunci când se primește un membru nou, toate aceste națiuni trebuie să voteze și ajunge ca una să spună nu și nu va fi primit. Părerea mea că prea curând nici Ucraina, nici Georgia nu vor fi primite. E Franța, e Germania, care între timp și-au cam răcit relațiile cu Statele Unite. Acum e secretarul de stat american la Paris. Zilele trecute a fost, a discutat și cu Macron și cu ministrul de externe în afacerea submarinilor. A fost cea mai gravă criză din istoria relațiilor Franța-Statele Unite de după al doilea război mondial. Niciodată și nici chiar nu mi-amintesc o situație în care ambasadorul să fie rechemat. Asta e grav. Nu-i de ignorat. Pe de altă parte e vorba de bani, foarte mulți bani. Da, se vorbește de 90 de miliarde de euro pe, până în 2040. Nu-i, deci un contract foarte mare, foarte bănos și care asigură locuri de muncă la vreo câteva zeci de mii de francezi. În altă ordine de idee, e vorba și de interesele Franței în zona India-Pacific, Oceanul Indian-Pacific. E vorba de vreo 1 milion de cetățeni francezi care trăiesc în zona aia. 8.000 de militari și 1,5 milioane de cetățeni francezi care locuiesc. Deci e o îngrijorare a Franței. Deci Franța încearcă să-și păstreze poziția în zonă. Și dacă nu reușește să realizeze astfel de contracte aducătoare de bani, atunci nu prea văd cum. Deci îți păstrezi poziția din punct de vedere militar, dar dacă nu ai bani, cum ți-o păstrezi? În altă ordine de idei, Franța, în comparație cu Statele Unite și chiar cu Marea Britanie, are o forță de descurajare sau, cum se spune, Blue Water Navy, destul de mică. Comparativ cu Statele Unite, au un portavion Charles de Gaulle pe care îl plimbă de colo-colo, baie în Mediterana, baie în Indian, baie în Pacific și doar atât. Americanii, gândiți-vă că au o flotă de vreo 12 ori mai mare decât ei. Deci pot să trimită oricând, oriunde, portavioane și cu acele task force, acele grupuri navale care le însoțesc și care le asigură protecția antiaeriană și antisubmarin. Deci e o forță militară mult mai mare. În altă ordine de idei, de ce a preferat Australia acest contract? Pentru că intră în rândul țărilor nucleare. Cele 12 submarine de atac, clasa atac, chiar așa se numesc, se bazează pe tehnologia militară franceză. Ei au avut submarine în clasa Collins pe care le fabricau în țară și erau mai apropiate de tehnologia navală britanică. Din cauza asta și alăturarea Marii Britanii la acest contract.
Marea Britanie, Statele Unite, nu mai fabrică submarine diesel, fabrică numai submarine nucleare, deci britanicii în materie de submarini din clasa Hunter Killing, pe care vor să le dea australienilor, au clasa Astute, în timp ce americanii au trei clase, Sea Wolf, pe care nu o să o vândă, pentru că e foarte scumpă și foarte costisitoare, deci nu au decât trei submarine din astea. Vechea clasă Los Angeles au, au construit vreo 70 de astea submarine, parcă vreo 50 ceva mai sunt în dotare, și noua clasă Virginia. Foarte probabil că le vor da clasa Los Angeles, adică 8 submarine în loc de 12, care sunt însă mult mai costisitoare decât atac, adică vreo 3 ori. Costă mai mult. Corect. E enorm. Deci este enorm. Deci gândiți-vă că la un submarin și clasic și nuclear, bun, îl cumperi, dar trebuie să-i asiguri vreo 20-30 de ani, să-i asiguri mentenanța. Și asta costă enorm. Exact. Deci nu merge. Trebuie să-i schimbi, să fii pe fază. Nu te scufunzi cu ăla. Îți pică ceva de acolo, ai terminat. Viețile a cât la submarin nuclear sunt vreo 100 aproape, echipajele. La astea diesel sunt mai puține, vreo 40-50, deci trebuie să asigur condiții de viață pentru oamenii care lucrează pe aceste, care le operează pe aceste submarine. Deci foarte importantă mentenanța și să fie tot timpul în stare de operativitate. Scopul de nedeclarat, dar declarat de presă, ar fi contracararea marinei militare chineze, care este în expansiune. Acum nu știu dacă vor reuși cu cele 8 submarine nucleare să contracareze marina chineză, dar această alianță este cunoscută în perioada războiului rece drept ANZUS, adică Statele Unite, Noua Zeelandă și Australia, era cunoscută, la care se adaugă și Marea Britanie, și probabil că este o revigorare a vechii alianțe, tot împotriva Chinei, numai că atunci China nu reprezenta, marina militară chineză nu reprezenta cine știe ce, încât să mobilizez flotele a 4 state de mărimea aceasta împotriva Chinei. Acum însă reprezintă. Atunci însă marina militară americană era concentrată pe Europa și pe sovietici. Acum China se ridică. Rușii încă mai au și nave de luptă și produc în continuare, dar nu mai sunt așa de puternici pentru că nu mai au banii pe care avea Uniunea Sovietică încât să pună în pericol securitatea Statelor Unite. Acum Rusia se mulțumește mai mult să se apere, vă spuneam de acest sindrom al încercuirii, așa. Deci să se apere de posibile amenințări ale NATO, inclusiv că tot am discutat despre Ucraina, inclusiv pe Crimea și pe Donbas și Ucraina de Est și Belarus iarăși. Din cauza asta se simte, deci Rusia a mobilizat trupe în aprilie vreo 100 și ceva de mii de soldați la granița cu Ucraina, din cauza asta acele state mai mici se simt amenințate. Înțeleg. Care este totuși relația Statelor Unite ale Americii cu China? Pentru că auzim despre președintele Joe Biden, care este într-o convorbire directă cu președintele Chinei, și atunci... Ce să nu credeți că se ascund în tranșee și încep să tragă, da? Deci, dialog există, deci la nivelul ăsta nu se poate să te bagi în peșteră și să aștepți să vină la alt cu pușca peste tine. Nu, există dialog și acest dialog se poartă pe toate palierele, economic, politic, militar, dar există această percepție a amenințării. Dom'le, China crește economic, dacă crește economic, crește și militar, și dacă ne uităm la buget, are și China vreo 250 de miliarde. E a doua țară ca buget militar investit. Și vedem că are o serie de succese și în aviație, nu? Ei au produs deja și sunt deja dotați cu aparate de luptă din cea de-a cincea generație, celebrele Chengdu J-20, așa,
Deocamdată au sub 100, americanii au vreo 300, dar oricum fac eforturi și vin rapid din urmă. Rușii, spre exemplu, n-au decât unul sau două Suhoi-57. În aceste condiții, China reprezintă o amenințare pentru Europa sau pentru întreaga lume? Pentru Europa nu reprezintă încă o amenințare, dar are o politică, hai să nu zic agresivă, ci foarte ofensivă în materie de economie. Deci caută să pună mâna pe cât mai multe, cum zic americanii, asset-uri, așa, ca să aibă o bază economică aici. Și asta îi îngrijorează și pe americani, și pe, mai ales pe americani. Domnule, stai puțin că Europa până mai ieri era terenul nostru de vânătoare. Ce căutați voi să vânați aici? Deci asta spune ceva ca politică. Acum nu știu dacă, deci din punct de vedere al pieței libere, da, domne, e piață liberă, vine unul, investește acolo și care e problema? Da, vedeți dumneavoastră, piața asta nu e chiar așa liberă. Și dăm exemplu cu gazul, da? Corect. Care ne doare și o să ne doare și mai rău. E la început, însă o să ne doare și mai tare. Da, și o să ne mai doare și mai rău. Mai ales pe noi europenii, că Statele Unite mai au niște șisturi, mai au pe ăla din Golful Persic, mai se duc pe la arabi, bă, mai dați-ne și nouă. Le dau, adică le dau. Noi însă ne-am trezit, i-am ieșit din pandemie, 100% dependenți de Rusia. Nu, expandat din nou economia și ne trezim în plină iarnă că, păi, n-avem cu ce. Sunt o felul de propuneri care mai de care mai năstrușnice. Am văzut-o pe aia cu cărbune. Hai că să revenim la cărbune. Prima revenim la cărbune, dar parcă ziceam că renunțăm la emisiile de gaze, că planeta e bolnavă, că avem nevoie de un nou suflu. Și atunci, totuși, revenim la gaze, că n-avem încotro. Se tot vorbește de câțiva ani buni. Păi, domne, trebuie să ne extindem resursele de gaze naturale. Păi, de acord, dar de unde? Asta e problema. De unde ne extindem? Pentru că în afară de ruși, care au, mai sunt ăia din Golf, mai este Iranul, care ar putea parțial să rezolve problema, numai că și aici sunt alte sancțiuni. Deci, vedeți că piața nu e liberă, e supusă sancțiunilor. Rusia a suferit și ea sancțiuni atunci când americanii au vorbit cu saudiții și cu alții. Băi, nu, creșteți producția ca să-i bubuim pe ruși economic, da? Să nu crească. Dar uite, acum cresc. Da, crește cererea, a crescut. Deci, am citit în ziarul financiar, 170% au crescut prețurile. Deci este enorm. Este enorm. Da. Bun, poate, dar și ăla economic, deci agentul economic simte. Dar și populația. Noi o să avem niște consumatorul facturi. Direct. Putem vorbi în aceste condiții despre o criză energetică? Da, de absolut. Asemenea. Da. Și pentru că Putin declară că va ajuta Europa. Așa a zis, o exact. Europa care nu s-a asigurat pe termen lung, pentru că nu a făcut contracte. Da, a acuzat Europa că, vezi, doamne, nu au încheiat contracte pe termen lung cu Gazprom și din cauza asta e de vină. Adevărul este că tot presiunile politice americane au dus nu acuz Washington, dar au dus la încetinirea proiectului Nord Stream 2. Și atunci nu s-a putut asigura din timp iar acum Rusia, hai să o spunem pe aia dreaptă, profită. Deci, băi, ne-ați faultat voi pe noi, acum uite, bă, faultăm și noi. Deși Vladimir Vladimirovici face pe samsarul cinstit, da, nu uită și nu iartă. Asta este situația. Deci asta e politica. Încă o dată, am vrea să fie piață liberă, să fie totul, dar nu e. Deci nu e. Piața energetică nu este liberă, din păcate. Și nu este liberă din cauza acestor fracturi politice. Care sunt prioritățile României în ceea ce privește politica externă? Care sunt cei mai buni prieteni, ca să zic așa, ai României în acest context? Deocamdată suntem membri în două alianțe, NATO și Uniunea Europeană. Corect. Problema noastră este să păstrăm relații bune cu ambele. Deși sunt unii analiști care spun, domne, la un moment dat s-ar putea să fim nevoiți să alegem între cuplul Franța-Germania, deci vom vedea cum va evolua Germania sub noua guvernare a SPD. Așa, ce idee are primul ministru, cum abordează relația în calitate de locomotivă a Europei, fără îndoială. Germania și pe locul 2 Franța sunt locomotivele Europei, fără doar și poate.
Din punct de vedere militar, însă nu prea avem mari așteptări. Adică în cazul unei crize, nu văd cum ar veni UE aici să ne sprijine. Adică nu au cu ce, înțelegeți? Din punct de vedere militar, însă, avem relația specială cu celălalt cuplu, Statele Unite, Marea Britanie. Pe asta trebuie să ne bazăm. Vă repet, ar fi bine să fie și UE, că e aici aproape, da? Nu e, nu are cu ce efectiv să ne ajute în cazul unui conflict cu Rusia. Și din cauza asta trebuie să păstrăm ambele relații. Din punct de vedere economic, Uniunea Europeană este principalul partener. Din punct de vedere militar, Statele Unite, Marea Britanie, care din păcate nu ne oferă prea mult economic, este principalul partener. Deci dilema noastră ar putea fi pe viitor mai multă securitate militară sau mai multă economie. Deci va trebui, dacă va fi cazul, sper să nu fie cazul, să alegem la un moment dat. Cu siguranță va fi cazul la un moment dat. Pe de altă parte, România cum este poziționată față de partenerii ei? Cum este văzută România? Ca un partener, nu știu, corect pentru cei cu care lucrăm? Din punct de vedere al NATO, nu am auzit reproșuri, domne, România a făcut și adresa. Am fost și în Afganistan, și în Irak. Corect. Pe aici avem baze militare americane, că nu văd ceva deosebit, adică un comportament al României care să îi supere pe cei de la, mă rog, NATO Bruxelles. Din punct de vedere politic cu Uniunea Europeană au mai fost sigur niște chestiuni cu problema Schengenului, cu probleme legate de anumite proceduri democratice, cu problema justiției. Deci probleme ar fi. Ideea e să lucrăm la îmbunătățirea lor. Așa, dacă putem. Dacă nu putem, o să fie în continuare. Schimbăm un pic registru și discutăm și despre un alt subiect care este în atenția tuturor acum, și anume Afganistanul, pentru că s-a declanșat o criză acum 2 luni, când gruparea islamistă a pus mâna pe Afganistan, însă nicio țară nu le-a recunoscut oficial guvernul. Da, oficial nu le-a recunoscut. Organizează un dineu pentru ambasadorii care au putut să organizeze și diplomații străini care erau acolo. Mai sunt rușii, știu că sunt acolo, chinezii exact. Sunt, americanii nu mai sunt și în general vestii Europa. Deci mai sunt ambasadori. Vedeți, țările astea care mai au încă ambasadori sunt interesate să nu se extindă fenomenul taliban, adică fenomenul islamist, către nord sau nord-est, cazul Chinei. China are o populație uigură care e foarte sensibilă la propaganda islamistă. De asemenea, Rusia are vreo 2 sau 3 probleme care se numesc Tajikistan și Kârgâzstan, da? În care are trupe. Chiar zilele astea am văzut niște manevre militare rusești cu vreo 3.000 de soldați cu armata kirghiză. Deci îngrijorări există din partea acestor state cu privire la evoluția regimului taliban. La nivel oficial nu am văzut însă, probabil că este și influența unor lideri mai ponderați, anumite iureșuri, ca să le zic așa, către exterior, adică promovarea terorismului înspre exterior. Ba chiar au fost destul de moderați liderii talibani, bineînțeles că au interesul să fie recunoscuți și din cauza asta încearcă să convingă lumea, inclusiv lumea occidentală, că nu au de gând să mai promoveze ca în trecut terorismul. Din cauza asta încearcă, bine, și din EU ăsta, e așa din punct de vedere diplomatic. Cert este însă că există 2 state care ar putea fi sponsor ale noului regim, Pakistanul, care oricum îi sprijină din umbră, și China, care are interese economice în zonă. Da. Deci aceste state ar putea să, deci primind garanții că nu vor exporta terorismul sau, eu știu, mișcări islamice nepermise acolo. Așa. Rusia, la rândul ei, nu are interes să provoace regimul taliban. Nu că n-ar putea să se apere, dar nu are interes să provoace ca să se trezească cu vreo mișcare
islamistă în Tajikistan, în Kirghistan, în Tajikistan, în Kazahstan, deci unde sunt țări islamice. Și din cauza asta nu, deocamdată nu văd în următoarele luni aceste state făcând mișcări, și nu văd nici chiar pe occidentale, făcând mișcări bruște care să deranjeze regimul taliban. Sigur, e o anumită opoziție împotriva regimului. În Valea Panjshir sunt niște populații care nu sunt tocmai mulțumite de regimul taliban și care am înțeles că au organizat și niște atentate chiar zilele astea. Mai este ISIS-ul, care și el are ceva baze și e o provocare pentru noul regim. De asemenea, mai este opoziția din nord, tajică și uzbecă, care ar putea, și kirghiză, pardon, care ar putea să creeze probleme noului regim. Deci, deocamdată, ceea ce văd eu la momentul ăsta e o politică de tatonare. Dom'le, cum vor fi ăștia? În plan intern, semnale sunt contradictorii. Ba, respectă drepturile femeilor, ba, nu le respectă. Exact. Sunt ba, permit anumite activități, hai să le zicem, civice ale populației, ba, nu le permit. Încă este o, deci, încă e o perioadă de tatonare, exact. Și greu de spus cum va arăta noul regim. Suntem pe final, nu mai avem foarte mult timp. Pe scurt, urmează o, nu știu, să se declanșeze o criză în următoarea perioadă. Care sunt următoarele puncte fierbinți pe mapa mond, dacă mai putem vorbi despre așa ceva? Pentru că, iată, am vorbit despre Rusia, NATO, despre Afganistan. Da, Taiwanul iarăși este un punct foarte fierbinte. China este din ce în ce mai îndrăzneață. Acum vreo 10-15 ani n-ar fi făcut așa ceva. Nu aveau capacitatea militară, acum au dobândit-o. E adevărat, au intrat cu, în spațiu aerian al Taiwanului, nu foarte mult, cu vreo 38 de avioane de luptă J-16, care sunt un fel de Suhoi 27, mai dezvoltate, așa, variantă chinezească, și cu niște bombardiere vechi, care este de fapt o copie a Tupolevului 16, Harbin H6, pe care ei le folosesc pe post de bombardiere nucleare. Bine, nu cară tot timpul bombe nucleare, să nu credeți că or să dea în Taiwan cu bomba nucleară, pentru că până la urmă e teritoriul lor și își bombardează, dacă ei se tei după toate declarații, nu își permit să-și bombardeze proprii cetățeni. Corect. Ei consideră pe cei 60 ceva de milioane taiwanezi cetățeni chinezi. Deci consideră că există o singură China și asta e China cu capitala la Beijing. Dar este din ce în ce mai îndrăzneață politica chinezească în această parte a lumii, adică în partea foarte apropiată de ea. Taiwanul, fără îndoială că nu se poate nega povestea asta, că a fost teritoriu chinezesc dintotdeauna, s-au separat în 1949, când chinezii au cucerit puterea, când chinezii comuniști au cucerit puterea pe, da, știu, trebuie să termin, așa, pe continent, și de atunci e o stare de încordare. Deocamdată, deci e posibil însă să aștept, deci zic unii comentatori politici că prin 2025 China va avea capacitatea să cucerească insula. Ce va fi până atunci, greu de spus. Iată, scena și politicii externe este plină de surprize, așadar da, vom trăi și vom vedea. Da, e frumoasă politica externă. Doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru atenție. Alături de noi a fost Marian Zidaru, analist de politică externă. Vă aștept și mâine cu alte subiecte importante. Până atunci, seară frumoasă să aveți, la revedere! Seară frumoasă!